ce este omul ca să aibă Tatăl nostru, Elohim, milă de noi. Este doar un arbor care se vede puțin tău și apoi trece. Este un bulgăraș, așa cum am cântat. Dar vedem că în îndurarea lui cea mare, El ne-a ales, El ne-a chemat la împărăție, la slavă și să-i mulțumim în această rugăciune pentru îndurarea sa cea mare. Pentru că El s-a îndurat de noi. Așa cum spune cuvântul în Tit, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Să-i mulțumim pentru îndurarea aceasta mare pe care a avut-o față de noi. N-aveam merite, n-aveam fapte, n-aveam cu ce să ne lăudăm înaintea Lui. Eram niște oameni păcătoși, eram potrivnici cuvântului, legii, eram potrivnici Lui, dar El în îndurarea Lui cea mare ne-a chemat și ne-a mântuit. Și așa cum a spus aici, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, a avut milă de noi și ne-a dat și Duhul Sfânt ca să ne înnoiască, să ne facă niște făpturi noi în Mântuitorul nostru. Și această mântuire am primit-o datorită Harului, datorită îndurării sale cele mari. Și ce era omul dacă eram pe acest pământ? Eram mântuiți, eram salvați, dacă El nu crea toate lucrurile care sunt în jurul nostru. Vedem că această îndurare mare pe care o arată Tatăl nostru pentru om, a arătat-o și de-a lungul veacului și chiar de la începutul creației a arătat-o, că El spune într-un psalm, în psalmul, mi se pare 136 acolo, spune, voi citi câteva versete acolo, spune 36. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, spune aici, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeu Dumnezeilor căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere căci în veac ține îndurarea Lui. Vedem că însuși creația a făcut-o prin îndurarea Lui. Ce era omul pe acest pământ dacă nu era creat acest univers? Pe Cel ce a întins pământul, pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminătorii mari, de care și pe noi ne luminează și ne slujim și vedem luna, stelele, soarele. Soarele ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele ca să stăpânească noaptea. Vedem această îndurare a Tatălui nostru Cel Ceresc, care a fost de la întemeierea Pământului, de la întemeierea Universului. Această îndurare pe care El a creat-o, a creat Universul și în acest Univers ne-a pus și pe noi. Ca să fim niște oameni care să-i slujim. Vedem că acei doi oameni au fost înșelați de cel rău, dar Tatăl Cel Ceresc, în planul Său, a găsit un Salvator, un Mântuitor, care să vină la împlinirea vremii pe acest pământ, ca să ne împace cu El și să ne dea mântuirea, să ne dea viața veșnică, pentru că așa a fost creat omul pentru a dobândi și a trăi veșnic pe bază de ascultare. Dar ei au eșuat datorită înșelăciunii, datorită neascultării și vedem că noi am fost răscumpărați prin Mântuitorul nostru și avem această șansă ca să trăim veșnic, ca să avem viața veșnică. Dar aceasta depinde de noi, de atitudinea noastră față de cuvânt, așa cum spune și față Otiniel. Cum ne raportăm la cuvânt, ne raportăm la Scripturi și spunea un proroc că a mâncat un sul de carte. Și noi trebuie să mâncăm această carte, această Scriptură, zi de zi, să mâncăm din cuvântul Său, ca să ne întărim în sufletul nostru, ca să fim plăcuți și să știm cum trebuie să trăim. În această rugăciune am dorit ca să-i mulțumim Tatălui nostru pentru îndurarea Sa pe care a avut-o față de noi și credem că El va avea îndurare, așa cum spune și în Romani, capitolul 11, acolo spune un cuvânt,
că după cum toți oamenii au fost închiși în neascultare, El se va îndura de toți oamenii, la vremea hotărâtă de El. Va avea îndurare și să ne rugăm ca să aibă îndurare și de vecinii noștri, de cei care sunt pe calea, care nu cunosc cuvântul. Sunt atâția care vorbesc vulgar, urât la adresa Tatălui, la adresa Mântuitorului. Sunt atâția care sunt necunoștință, sunt străini de cuvântul Tatălui nostru cel Ceresc. De aceea, ca să se îndure Tatăl și de ei, de vecinii noștri, de cunoștință, de neamuri, așa cum spunea Pavel, că el a fost gata să fie lepădat pentru neamurile lui, pentru familia lui, ca să vadă că și cei din casa lui, din familia lui, să fie mântuiți. Tot așa și noi, pentru familiile noastre, să cerem îndurare din partea Tatălui, ca să se îndure de ei. Și în această rugăciune am dorit ca să ne rugăm și pentru cei care trec prin încercări, care trec prin necazuri, care trec prin suferință, ca să dea biruință, să dea putere în încercare. Și oricât ar fi încercarea sau boala sau greutatea de mare, Tatăl din cerul să ne îmbărbăteze, să ne întărească, să nu murmurăm, să nu cârtim, să nu ne potrivim cu Lui, pentru că El este la cârma vieții fiecare, noi suntem în mâna Lui, suntem sub ocrotirea sângelui Mântuitorului nostru. Noi am intrat într-un legământ și sângele legământului este așa cum i-a păzit pe evrei atunci când a venit nimicitorul în țara Egiptului ca să omoare. Ei, cei care au fost sub sângele, care au avut sângele ca pe noi, avem sângele Mântuitorului nostru și suntem sub protecția Lui. Suntem sub ocrotirea Lui și ne punem toată nădejdea în El. Și dacă va trebui să suferim, chiar dacă cu prețul vieții, știm că ne așteaptă dincolo și avem o nădejde vie, avem nădejdea învierii, avem nădejdea împărăției, vieții veșnice și ne punem toată nădejdea în Tatăl nostru și Mântuitorul nostru. Ne vor ridica în picioare și vor ridica